Apa caldă de consum și încălzirea vor fi întrerupte vineri în intervalul orar 8-14 la punctul termic 46 pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara. Vor fi afectați consumatorii arondați mai multor străzi, precum Cascadei, Cetății, Gheorghe Lazăr, Madrid, Mendeleev, Salcii, Suceava, Zenit, Dornei, în total un număr de 44 de branșamente. La finalizarea lucrărilor, apa ar putea fi tulbure pentru o scurtă perioadă de timp, motiv pentru care se recomandă să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezirea ei.